Sunt prietenul și reprezentantul legal al domnului Copechin, care m-a rugat, m-a împuternicit să-i primesc actele de identitate ca cetățean al Republicii Moldova. Din păcate, Ministerul Tehnologiei Informaționale, prin diferite insinuări, prin diferite falsificări, prin diferite, cum aș spune, minciuni, chiar le-aș numi, încearcă prin tot din adinsul să-l lipsească de acte, să-l lipsească de cetățenie, dânsul fiind de acum un an și ceva, stând într-o țară din Africa, unde nu este nicio reprezentanță a Republicii Moldova, de acum nu mai are surse de existență și într-o stare foarte, foarte complicată. Solicitată de Realitatea TV să comenteze situația, întreprinderea de stat registru a negat acuzațiile și susține că în urma verificării cererii cu privire la acceptarea cetățeniei Republicii Moldova a lui Valerii Copechin au fost depistate semne de falsificare. Totodată, instituția subliniază că moldovenul nu ar fi depus în mod legal cererea de acceptare a cetățeniei și nu ar fi avut un loc de trai și de muncă permanent pe teritoriul Republicii Moldova. În această ordine de idei, registrul a dispus anularea actelor de identitate ale lui Copechin. De cealaltă parte, reprezentantul lui este convins că toate actele clientului lui a fost în perfectă ordine, fapt care potrivit lui a fost demonstrat și de instanță. Acum, ultima, după câte văd ce încearcă să dovedească Ministerul Tehnologiei Informaționale, chipurile că au fost falsificate actele în 92. În instanța de judecată, apropo, toate trei instanțe de judecată care le-am trecut, au fost câștigate, de către noi ne-au dat câștig de cauză. În toate instanțele de judecată, când reprezentantului Ministerului Tehnologiei Informaționale, adică a registrului, i-a fost dat întrebarea, a avut domnul Copechin acces la documentul, la registru? Dânsul a confirmat că nu a avut, nici nu putea să aibă un acces la acest document. Deci reiese că nu văd vină domnului Copechin și nu văd temeiurile pentru care el ar fi lipsit de documente, de cetățenie. Potrivit lui Cerbar, Copechin intenționează să-și facă dreptate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Toate aceste dovezi, aceste spuse ale Ministerului sunt niște insinuări pentru a tergiversa hotărârea acestui litigiu care durează mai bine de un an de zile. Dânsul avea în 92 și lucru permanent, avea și trai permanent. La biroul de adrese s-a păstrat documente care dovedesc acest lucru. Evidența militară este până în prezent, din 84 până în prezent este la evidență militară și multe alte lucruri care dovedesc că el avea trai permanent. Întreprinderea de stat registru a confirmat faptul că Copechin a atacat instituția în judecată și a avut câștig de cauză atât la judecătoria sectorului Râșcani, cât și la Curtea de Apel. Totuși, potrivit reprezentanților de la registru, decizia instanței vine în contradicție cu prevederile legii cetățeniei, iar setul de documente a fost transmis la Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor pentru a-i se retrage cetățenia lui Valerii Copechin.